Podcastul Epoca Dracilor Faptele sunt reale, numele sunt imaginare. Vom începe cu primul episod, Programatorul. Anul 1949, în București, sediul PMR. Tinerii urmăresc să facă carieră la nivel înalt stat, vin să caute protecție, șansa de a studia la Moscova. Unii au această protecție din familie, Tineri, tinere din toată țara care au avut părinții plecați în Rusia, veniți din Rusia pentru a conduce membrii importanți din vechiul Partid Comunist care au fost în uh, ilegalitate și nu în uh, ultimul rând cei cu părinți din uh, uh, divizia Tudor Vladimirescu, divizia Tudor Cloșca și Crișan sau uh, din uh, grupurile de sabotaj. Printre ei tânărul Ilievici sau mai românesc Iliescu. Luase examenul de bacalaurat și acum dorea să urmeze Politehnica București și eventual la Moscova. Tânărul era atras de mirajul Moscovei cum fusese atras uh, și tatăl său în tinerețe, tânărul Ilievici, Iliescu mai pe românește sau Iliev trebuia să găsească un mentor la Moscova. Așa putea să fie în viitor un bun conducător. Acum are de aștepta să vadă ce șansă are, este tânăr și să nu piardă momentul. Se așează pe o bancă în fața intrării în guvern. Să facă o impresie bună, răsfoiește ziarul partidului, cu orientare rusă, evidentă. Soarele de septembrie îl moleșea, creștea efectul sticlelor de vodcă băute cu prietenii Cristea și Moldoveanu, deși era încă copil și băuse cot la cot cu ei. A stat până pe la ora două și n-a observat apropierea lui B. Silviu, care vine direct spre el, se oprește în fața lui, aducându-i umbra sa binefăcătoare. Ei, tovarășe, ce părere ai despre articolul scris de mine? Interesant! Și loviți unde trebuie! Ilievici nu a citit articolul, dar era suficient să-l antreneze. Până la urmă, va spune el, B. Silviu, despre ce este vorba. Silviu B. cu o mișcare rapidă, la ziarul care era deschis la articolul scris de el. Adoptă chiar o poziție teatrală și începe să explice importanța colectivizării, adăugând și citate din articol. Uite, dacă tu ai pământ, boi, vaci, porci, livadă, podgorie, vii cu tot ce ai în colectivă. Dar eu nu am nimic. Tata a pierdut două hectare la cărciumar, nu se întâmplă nimic. Eu vin cu capul care mă duce și organizez colectivă. Și pe deasupra îl bat bine pe cârciumar să-mi dea și pământul lui pe lângă ce a luat de la tata. Ei, așa că sună bine, muncim toți de luni până duminică, care este zi liberă. Eu care muncesc greu și sunt stresat, voi avea sâmbătă zi de întruniri la o mașă să tovărășească. Împărțirea roadelor se va face după muncă mărimea efortului și importanța muncii. Este bine, chiar zic eu genial. Tovarășe Besiliu, sunteți un geniu. Mă face să iubesc și mai mult pe mere și pe dumneavoastră în mod special, tovarășe. Ești dezghețat la minte, tinere, ce studiai? Am terminat liceul și vreau să urmez Politehnica, să devin inginer, să construiesc o țară ca o floare. Frumos. Vin pe la redacție în fiecare zi, după ora 21 sunt la birou și îi lasă o carte de vizită. Eu îmi doresc să fac studiile la Moscova, spunând acestea privește îndepărtare pe lângă Silviu B. Tata a fost la Moscova și am câteva nume și adrese. A, vrei să ajungi în conducere, ai curaj pot să te ajut cu exact de ce ai tu nevoie. Vin o miercuri pe la ora 23, te aștept la redacție. Putem fi prieteni și ne putem ajuta reciproc. B. Silviu îi dă ziarul și din mers înainte să ajungă la ușa de intrare în guvern, îi mai repetă încă o dată. Am ce-ți trebuie, miercuri, și poți deja să-ți pregătești bagajul pleci la Moscova. Vin miercuri, vin la ora 23. Are mâini ziarul scânteia și nu-i vine să creadă. Totul s-a rezolvat, pleacă la Moscova, visul vieții lui. Pleacă spre casă visând la Moscova. Ia tramvaiul, nu-l deranjează aglomerația sau mirosul neplăcut de transpirație. Visează la Moscova și apoi la funcțiile de conducere. Tânărul Ilievici pleacă fericit Îi venea să sară în sus de Bucurie Iese pe poarta guvernului Se îndreaptă spre stația de tramvai Vrea să ajungă în vatra luminoasă Vine tramvaiul Este aglomerație Dar reușește să urce în tramvai În spatele lui gafele Pe scara tramvaiului euh, Apare Costenco Care țipa Mai sus băi tovarăși Bă nu te uita la mine avansează se apropie de Ilievici, un adolescent. Nu mă mai țin minte, ne-am cunoscut în vara lui 45. Tata a fost la Moscova și îl cunoștea pe taicătu. Avea interese comune, știi tu, pe la Odessa. Da, mi-aduc aminte. Vrei să mergi la facultate la Moscova cu bursă și eu vreau. Ți-a promis Besilviu Silviu că te ajută, este mare și mecher și pe mine m-a ajutat. Eu sunt rezolvat, în toamnă merg la Moscova. Eu cobor aici. Stai la vatra luminoasă? Da, avem o casă aici, ne-a fost repartizată mie și la doi prieteni. Suntem solvențe liceului Haret și tineri comuniști. Bă, lasă gargara și eu cu ai mei. Suntem uh, comuniști. Suntem uh, și. stăm în vila asta din față. A fost construită de un avocat. Acum este a noastră. El este la pușcărie, unde este și locul lui, de trădător de popor. Pe nevastă s-a mutat-o într-un pod în zona moșilor. Este valoroasă hoașca. Are acte pe toate proprietățile lui bărbată sud, dar și ale celor doi fia ei. A pus tata să fie păzită de o femeie de încredere, Maria, cu pretextul că o îngrijește, supraveghează totul. Uh, hai, intră să mai vorbim la un pahar de vin. Este adus de la afumați de pe moșia avocatului. Ți-am spus, tata, e tare, te poate ajuta și pe tine cu grupul de la Odessa. Noi avem, de fapt, puterea acum. Ilievici intră în vilă, urmându-l pe Costenco. Vila este îngrijită, spațioasă, este invitat să ia loc la o masă lungă, cu scaune frumoase, frumos mobilată, pereții plini de tablouri ale unor pictori celebri și tot felul de obiecte de artă și de bun gust. Intră în cameră Costenco, tatăl, un bărbat pe la 40 de ani, urmat de fiul cel mic, observă uimirea lui Iliescu privind Ilievici, privind luxul, tablourile. Acum noi avem grijă de avuția poporului, totul este păstrat cu mare grijă. Este prezentat, este Ilievici, fiul tovarășului Ilievici. A, ia loc tinere, ai terminat liceul, ești apreciat. S-a întâlnit astăzi cu Ben Silviu interesant, ți-a promis ajutorul să ajungi la studii la Moscova. Da, merge și el acum, este o oportunitate, păcat. Este că e prea mic ăsta micul al nostru și încă nu poate deveni un soț de nădejde. Tu vorbești mai puțin, știi să asculți și asta este o calitate de bază. Tu va trebui să urmezi exemplul fixând cu arătătorul pe fiul cel mare. Intră în cameră tovară Costenco, urmată de o slujnică tânără care aduce o tavă încărcată cu gustări, pahare, cu vinul apreciat de Costenco din moșia de la fumați. Pune pe masă, fă Marie, mergi la hoașcă, încearcă să aduci ceva documente. Toți o petrec cu privirea pe Maria care iese din încăpere. Servește tinere, nu te sfii, suntem între noi, Dragă, fă un pachet și pentru acasă. Este pentru noi ca un copil. Imediat să nu plece, Maria să se ocupe și de pachet. Vezi tu, noi am făcut toate demersurile pentru dumnealui. Va merge la Institutul Energetic din Moscova unde vei merge și tu. Veți merge împreună, veți cunoaște două fete frumoase, importante pentru voi să deciți cel mai important lucru. Tu vei fi tovarășe Ilievici ca și fiul meu. Nu mă plâng, așa au stabilit și îl vei cunoaște pe programatorul șef pentru România. Când vei merge să-l vizitezi din nou pe B. Silviu, tu vei întâlni pe fica lui, a programatorului, cu care vei studia împreună, o vei lua de soție, vei ajunge un om important în stat, așa cum a stabilit el. Numele acum sunt de prisos, le vei vedea la Moscova. Totul a fost stabilit de programatorul din Rusia și el te-a ales, el ți-a stabilit drumul tău politic alături de fica lui. Vei avea puterea, noi vom rămâne să păzim, ca niște dulei, averea poporului. Nu te teme, fica lui, pe lângă protecție și putere, îți va aduce și ție obiecte pe care trebuie să le păstrezi pentru popor. O grămadă de obiecte. Acum noi știm că ai o iubită, dar va trebui să mai renunți la ea. Iubita ta va fi în final numai această fată. Ea e viitorul tău. Am înțeles, voi face tot ce mi se cere. Vezi, așa ar trebui să fii și tu. Să vorbești când ești întrebat, să fii ascultător. Merg miercuri la ora 23 la Besiliu. Știm, vom discuta după ce îl întâlnești pe programatorul de sistem. Acum vreau să merg acasă. Se gândea la prietenii lui care îl așteptau acasă. Nu este bine să discuți cu prietenii tăi nimic din ce am discutat noi. Ce va spune programatorul este viitorul tău și va trebui să-l păstrezi pentru tine. Ilievici ia pachetul pregătit de Maria. Își ia bun rămas de la familia Costenco. Mergea pe stradă fără să vadă pe lângă cine trece. Gândurile lui erau la familia Costenco, la casa frumoasă, plină de tablouri valoroase, cărți, uh, mobilă de lux. Uh, nu a văzut atâta lux în viața lui. Uh, și a intrat în multe case ale unor oameni importanți. Cineva îi pune mâna pe piept și le oprește. Amice, nu vezi pe unde umbli? Era prietenul lui, Criste, mai mic decât el, cu vreo doi ani. Cristea stătea împreună cu el și cu... un anume moldoveanu, într-o casă cu vreo două etaje în care ei ocupau etajul 1 cu 5 camere, bucătărie, două băi și se considerau până la urmă fericiți. Acum vedea situația altfel, se simțea un sărac pe lângă Costenco care locuia într-o vilă cu 10 camere, bucătărie, birou, bibliotecă, luxul exorbitant care îl înconjura prin câte am trecut astăzi, credem, nu mai văd pe unde calc, îi zice Ilievici. Dar ce i pățit de ești atât de tulburat? Să mergem acasă, am nevoie să-mi revin. Merg amândoi tăcuți spre casă. Cristea este la un pas în urma lui Ilievici și îl privește nedumerit cu interes. Ilievici a ajuns în fața porții, se oprește, privește gardul cu panouri de plasă, Casa cu aspect sobru, cenușiu, era o casă simplă, cu o grădină mică, în față, neîngrijită, deschide poarta, intră în curte. Din doi pași este în dreptul ușii de culoare închisă. Tăcuți urcă la primul etaj, pe care este un miros înțepător de mâncare. Moldoveanu, care era un elev la liceu și obișnuit să chiulească, a avut timp toată ziua să hoinărească și chiar să împrumute câteva cumpărături pentru masa de seară. Strânsese ceva roșii, castravezi, brânză, mezeluri, piersi, Cera era o masă obișnuită. Ilievici întinde pachetul lui Moldoveanu. Acesta chiuie de bucurie și începe să desfacă pachetul. Încet sunt înlocuite cele puse de el pe masă cu o friptură aspectoasă, două castroane cu piftie, salată de bof, cașcaval, salam de calitate două sticle de vin și cu o plăcintă de brânză privește masa cu un sentiment de mândrie ei da așa mai merge hai veniți la masă cum a fost ziua eu am avut o zi bună am fost la sediul partidului și am fost remarcat de un bărbat solid și matur știți ce ofertă am primit să devin ofițer de securitate tovarășul care m-a ajutat este Costenco. El m-a trimis la un ofițer pe care îl strigau drăghici. Aveam o scrisoare de la Costenco pe care i-am înmânat-o. După ce a citit ce a scris Costenco, m-a bătut pe umăr și a zis Ești bun tovarăș și avem nevoie de un sublocotenent rapid acum. Mergi la etaj la camera 22 să-ți facă rapid angajarea. Acum sunt ofițer de securitate și mâine vin în uniformă. Măi, Ioane, nu vei mai uh, asigura tu masa. Este suficient să trec prin piață și să comand ceea ce vreau să am acasă, pe masă. Vom fi fericiți. Tu ce ai făcut, Ilievici? Mai nimic. L-am întâlnit pe Silviu B, mi-a dat de înțeles că mă ajută el și am fixat o întâlnire. Dar stai pe tine, te-a ajutat Costenco și pe mine tot el. Doamne ce casare. E superbă, luxoasă. Se vede că a venit de la Odessa casa noastră a fost a unui ofițer din armată și uite cum arată. Atunci să invităm fetele de sus, avem motive să sărbătorim. Moldoveanul Ion înțelege, omul acesta Costenco păzește până la urmă o adevărată comoară. Așteaptă frate Moldoveanu, Ionele, ce s-a întâmplat cu tine? Parcă ai văzut o fantomă. Noi stăm în condiții modeste. Ăștia venit de la Odessa tot ce își doresc. Sunt îngoșurați de lux, artă. Ei sunt oamenii de încredere pentru partid și le este permis să decide cum trăim chiar și în viitor. Ei, acum eu zic să ne distrăm, să nu pierdem momentul. Moldoveanul se urcă sus, cheamă fetele, până vin fetele, Ilievici este în formă. În câteva minute petrecerea începe, fiecare se bucură din plin. Ilievici știe că până la urmă clipe ca acestea, chiar dacă vor mai fi, el nu va rămâne uh, cu această fată. Poate Moldoveanu să nu fie important uh, pentru. Costenco, care pare să știe mai multe de la uh, programator. Miercuri îl va cunoaște în final pe programator. Fetele sunt surprinse de atâtea bunătăți. Singura prietenă a lui Ilievici simte până la urmă că îl va pierde. Pleca la Moscova la studii, va veni cu alte dorințe și până la urmă clar își dă seama că nu o va lua pe ea de soție. Ea va rămâne cu rol secundar până la urmă pentru prietenii de noapte. Pentru ea nu este Moscova și trebuie să se mulțumească cu Facultatea Politehnică din București. Acesta este sfârșitul episodului 1. Urmează episodul 2.